Un concept relativ nou, numit nutriție lichidă, devine tot mai popular în ultimul timp. Pe lângă alimentele sănătoase, pe care ar fi bine să le mâncăm în fiecare zi, ar trebui să avem grijă și ce lichide consumăm. Cea mai sănătoasă pentru organism este, fără îndoială, apa plată sau de izvor. O altă băutură recomandată este ceaiul din plante sau din fructe de pădure. Și pentru ca o zi să fie bună de dimineață, o vom începe cu o ceașcă sau cu o cană de ceai. Asta e capcana lexicală de astăzi. Ceașcă sau cană? Voi cum îi spuneți? Ceașcă. Cană. 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 Ceașcă. Beau o ceașcă de cafea, o cană de cafea. Bem apă cu cană. E cană. Ceașcă e în rusești. O cană cu lapte, da. Cană. Ceașcă. Ceașcă? Nu, cană. Doresc că la vârsta înaintată să cineva din apropiat să-mi aduc o cană cu apă rece pentru a mă susține, măcar moral. În dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul cană are semnificația vas cu toartă, ce servește pentru a bea sau a scoate lichide dintr-un vas mai mare. Vas cu toartă, de porțelan ori de faianță, de ținut apa pe masă și de turnat în pahare. Ceașcă mai mare, de băut cafea cu lapte, ori ceai. La fel, în dicționar există și cuvântul ceașcă, vas mic de porțelan, de faianță, cu gura largă, de obicei rotundă și cu toartă, care servește la băut. Așadar, ambele variante sunt corecte și definesc vase pe care le utilizăm atunci când ne este sete. Singura diferență este mărimea, ceașca fiind mai mică. Să exemplificăm, ceștile din porțelan sunt potrivite atât pentru băuturile reci, cât și pentru cele calde. O cană personalizată oferită cadou este cea mai simplă formă de manifestare a sentimentelor de admirație. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța!